Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a emis acordul de mediu pentru proiectul autostrada Timișoara-Moravița. Traseul propus al autostrăzii A9 va trece prin extravilanul și intravilanul UAT-urilor Remetea Mare, Recaș, Bucovăț, Moșnița Nouă, Giroc, Sacoșu Turcesc, Pădureni, Libling, Jebel, Voiteg, Birdade, Tadenta, Moravița. Lungimea traseului este de 73 de kilometri, viteza de proiectare care va fi asigurată fiind de 140 km pe oră. Legătura între rețeaua rutieră existentă și autostradă va fi realizată prin 6 noduri rutiere. Traseul va avea viaducte, poduri peste râuri, canale sau văi, pasaje peste autostrada A1, peste drumuri naționale, județene, comunale sau peste cale ferată. Sunt prevăzute 193 de podețe. Traseul va avea două centre de întreținere și coordonare, două parcări de scurtă durată stânga-dreapta, un spațiu de servicii stânga-dreapta și un punct de trecere a frontierei la Moravița. Autostrada A9 este inclusă în planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030.